Sărbătoarea de schimbare la fața a Domnului este prăznuită în fiecare an pe 6 august. Probejenia, așa cum este cunoscută în folclorul tradițional, marchează începutul toamnei și reprezintă un moment de cumpănă între anotimpuri. Potrivit tradiției, cerul se deschide pentru o clipă, iar cei care privesc cu atenție pot vedea lumina divină. Această sărbătoare comemorează momentul în care Iisus Hristos și-a arătat natura divină în fața ucenicilor Petru, Iacov și Ioan. Se spune că rugăciunile rostite în această zi au o putere deosebită și pot aduce binecuvântare și protecție. Astfel, una dintre cele mai răspândite tradiții este aceea de a duce la biserică pentru a fi sfințite primele roade ale toamnei. Aceste ofrande simbolizează recunoștința față de Dumnezeu pentru darurile naturii și sunt împărțite apoi cu cei dragi și cu cei nevoiași. În unele zone se obișnuiește ca femeile să coacă pâini speciale care sunt împărțite în familie și oferite ca ofrandă la biserică. Se crede că aceste turte aduc noroc și belșug în casă. Există de asemenea obiceiul să se facă pomenirea generală a celor trecuți la cele veșnice ca semn de respect și amintire pentru cei dragi care nu mai sunt printre noi.